la două zile de la conferința de presă în care șefii poliției au recunoscut întâlnirea cu un reprezentant al clanului Duduianu, IGPR a simțit nevoia să mai dea un comunicat în care se explice că acțiunea a fost și legală și utilă. Practic, acest comunicat nu face decât să legitimeze ideea că acea conferință de presă de joi a fost una lamentabilă și practic a insultat inteligența oamenilor, pentru că altfel nu ar fi simțit nevoia ca după două zile să revină cu răspunsuri pe aceleași chestiuni. Comunicatul arată că șeful IGP a venit din concediu special pentru întâlnirea cu interlopii. Doar el avea experiența să rezolve problemele generate de înmormântarea lui Emi Pian. Sociologul Gelu Duminica atrage atenția că prezența șefului poliției la o astfel de întâlnire nu a făcut altceva decât să crească importanța grupării respective în lumea interlopă a capitalei. Cu cine să stea de vorbă? La următoarea chestie, cu ministru. După ce stau de vorbă, cu cine stau de vorbă? Cu președintele. Pe urmă o să vrea să stau de vorbă cu președintele Comisiei Europene, pentru că mai sus de atât nu există. No, din păcate, o instituție cu o credibilitate destul de slabă, respectiv Poliția Română, în spațiu românesc, și-a dat la picioare, pe de-o parte, singură, și doi, a dat argumente solide cele care consideră că între poliție și grupările mafiote există o mare frăție. Este la fel de ridicol și penibil ca echipa de comunicare a domnului Vasilescu să vină să-i pună la dispoziție un material în care laudă și ulterior, practic, să vină să spună că doar dumnealui putea să rezolve această situație și toți ceilalți sunt proști, că nu mai avem profesioniști în sistem și că fără intervenția personală a dumnealui, lucrurile ar fi degenerat și am fi avut acolo un masacru. Judiciariști experimentați cu care am stat de vorbă admit că astfel de întâlniri cu interlopii pot avea loc în anumite condiții, spun însă că la ele nu participă niciodată șef din poliție, ci ofițeri operativi, cel mult un șef de secție. Potrivit comunicatului poliției transmis la câteva săptămâni de la întâlnirea cu interlopii și după dezvăluirile jurnaliștilor, chestorul Vasilescu nu trebuie să-și dea demisia și a făcut datoria în mod eficient. Din păcate, la nivelul conducerii instituțiilor românești, avem mai puțin, foarte puțin specialiști și foarte mulți politruci. Acum am văzut acțiunea politrucilor. În noaptea de 8-9 august, șeful poliției române s-a întâlnit cu un membru al clanului Duduianu pentru a grăbi înmormântarea lui Emi Pian și pentru a opri eventualele acțiuni de răzbunare. Timp de mai multe săptămâni, poliția a refuzat să comenteze dezvăluirile din presă pe această temă.